atât de multă mâncare este aici. Da. Tu cum gestionezi această... E abstinență culinară la tine sau mănânci de toate și după aia compensezi cum ar veni la sală? Bă, chiar mă gândeam aseară că ar fi bine să renunț la dulce pentru o săptămână și ceva. Este cel mai mare challenge din viața mea. Da. De până acum. Da. Pentru că eu sunt dependentă de zahăr, de dulce, de prăjituri, de tot ce e bun. Da. Și m-am gândit că ar fi cazul să renunț o perioadă așa la dulce. Nu e o treabă medicală, e o treabă de muncă în sală. De... Nu e sală, n-am mai făcut sală de 4 ani, hai să fim serioși. Nu te uita prea atent, că dacă te uiți prea atent, după aia se văd problemele. Eu știu doar cum să mă îmbrac atâta tot, ca să nu se vadă colăcei. Picioarele astea n-au cum să mintă vreodată. Stai că deranjăm interviul celălalt, vine și tu mai așa un pic. Gata. Unde zice Ralu că eu acolo merg. Așa. Chestia asta e o chestie genetică cu picioarele. De aici în jos arată bine. Ăsta este atuul meu. Păi și stai mă, tu faci acasă? Tu faci acasă? Nu fac mă nimic. Ce să mai fac? Nu fac nimic. Lasă-mă, nu mai există mă așa ceva. Nu mai păi și de și ce tu nu te duci? Ai sentimentul ăsta de vinovăție? Da. Eu tot încerc să mă apuc. Da. Și tot încerc, doar că urc 3 scări și obosesc. Pentru că n-am mai făcut de ceva vreme și este important să te ții la sport. Dacă nu te ții, obosești imediat, te iau oboseala instant. Și acum sper doar să-mi cadă ceva așa în cap și să mă apuc de sală. Am înțeles. Am pozele alea din vacanță, nu pare că n-ai merge obsesiv pentru că la eu sală. Cum, să știi că nu le modific, doar știu eu cum să pozez atâta tot. Nu este și greu câteodată, pe... Și câteodată și dacă sunt așa un pic mai plinuță, nu mă deranjează. Dar nu e greu pentru omul care îți face pozele, că voi sunteți, cum să zic eu, control freaks la faza asta. Mai ales când ai o comunitate foarte mare, trebuie să livrezi. Adică trebuie să ai poza perfectă. Iar cine îți face poza are bătăi de cap. Bă, zic cum face, vrei să zic cum face? Da. Face 4 poze și dacă îmi place bine, dacă nu, iar bine. Adică nu prea am variante. Am înțeles. Adică îl văd cum face așa. Și gata, am înghețat și am plecat. Ok, am înțeles. Am și eu un naș, ce vrei? Mi-a pus și mie cineva capac în viața asta. Nu ne așteptam, jur, eu nu vedeam venit. Eu abia așteptam. Chiar dacă nu mă așteptam, abia așteptam. M-am rugat Domnului în fiecare noapte să primesc acest bărbat și l-am primit. Doamne ajută, Raluca. Mulțumesc. Să le spui și fetelor care sunt singure, care au fost rugăciunile, cumva, ca să știe și ele. Să știi că eu am un drum așa direct către Doamne, Doamne, nu știu care e treaba. Exact ceea ce mi-am dorit, asta am primit. Am înțeles. Bun, nu te mai întreb de nuntă, da, astea nu te întreb. Nu vreau să fac nuntă, am mai zis asta. Nu e pentru mine, nu e genul meu. Dacă va fi vreodată ceva, va fi ceva așa foarte restrâns între mine și prietenii mei foarte, foarte apropiați și familie strict. Dar nu căsătoria aia clasică, nu. Cu sarmale, cu toate rudele de la... Nu are legătură cu mâncarea, așa, nu. Nu căsătoria clasică. Am înțeles. O ceremonie doar pentru noi.